În era tehnologiilor, contrabandiștilor le este greu. La aeroporturi și gări există scanere de ultimă generație, care văd persoana până la oase, iar bagajele sunt inspectate vigilent de ofițerii de securitate. În viața lor, acești tipi au văzut multe și cu siguranță nu se vor lăsa cumpărați de trucuri ieftine ale infractorilor. Se pare că pedeapsa este inevitabilă, dar escrocii sunt gata să facă orice pentru niște bani ușori. Uneori, ingeniozitatea lor surprinde chiar și grănicerii cu o vastă experiență. Goana după aur. Importul ilegal al produselor aduce foarte mulți bani. Contrabandiștii câștigă bani chiar și din lucruri obișnuite, precum gume de mestecat și smartphone-uri. Dar când vine vorba de aur, factura ajunge până la milioane de dolari. Polițiștii de frontieră indieni au reținut un bărbat care transporta 1,5 kg de aur în proprii pantaloni. Metalul interzis era cusut în talia pantalonilor și literalmente servea pentru el drept centură. Nu vă uitați la ce e, cum arată contrabanda. Pentru confort și pentru a fi ascuns, marfa a fost topită. Se pare că criminalul a vrut să se asigure și a cusut în plus o bucată din aur chiar și în chiloți. În ultimii ani, India a devenit un adevărat lider în volumul de aur importat ilegal. Totul este din cauza că prețul metalului în țară a crescut deodată în jumătate, în comparație cu piețele mondiale, și punctele de control la graniță s-au umplut de iubitorii de bani ușori. Unii dintre ei au decis să se apuce de treabă creativ, de exemplu un aspirator inofensiv, motorul căruia era umplut dens cu bare de aur. Cântărea un așa lucru cu mult mai mult decât modelele similare și grănicerii au decis să-l verifice. Pentru a ajunge la adevăr, ei au fost nevoiți să desfacă totul până la motor și, într-un sfârșit, infractorul a fost serios pedepsit. În general, contrabandiștii indieni iubesc să ascundă în așa mod aurul, încât oamenilor de la securitate să le fie lene să caute. Următorul infractor a decis să ascundă aurul în astfel de închizătoare pentru uși. Chiar și ofițerului vamal cu experiență i-a trebuit ceva timp să găsească înăuntru metalul prețios. În așa mod, contrabandistul a dorit să aducă în țară aproximativ 30 de kilograme de aur. Acum va trebui să explice instanței de ce dispozitivele pentru uși s-au dovedit a fi cu surprize. Bancnotele din mâncare. În închisoare poți să nimerești nu numai din cauza importului ilegal de aur. Bancnotele străine pot fi de asemenea o contrabandă și deja dacă merge vorba de profituri mari, fantezia contrabandiștilor nu știe granițe. Încă un video din aeroportul din India. Vamii și deschid fără milă o cutie de dulciuri. Clar, nu pentru a le încerca. Rupând ambalajul, găsesc sub el bancnote străine. Vamișii nu au spus câți bani au fost găsiți în cutie, dar criminalul a primit o mustrare foarte gravă. Iată o soluție și mai originală, bancnote ascunse în arahide. Interesant, cât timp i-a trebuit infractorului de a restabili integritatea cojii. Aparent, contrabandiștii indieni sunt siguri că mâncarea este un loc ideal pentru stocarea lucrurilor interzise. Deoarece cum să explici că următorul erou a ascuns bancnotele în banane? A înfășurat bancnotele cu o bandă maro și le-a lipit între două jumătăți ale fructului. A ieșit nu prea plauzibil, dar se pare că în așa mod, infractorul a vrut să păcălească grănicerii. Dar ofițerii indieni de la vamă întotdeauna rămân atenți și verifică chiar și acele lucruri care par destul de obișnuite. La prima vedere, această valiză nu provoacă suspiciune, dar totul se schimbă de îndată ce o deschizi din interior. Înăuntrul ei au fost ordonate frumos bancnote în valoare de aproximativ 27.000 de dolari. Specialiștii de control vamal au observat obiecte în căptușeală când au trecut bagajul printr-un scanner. Pentru a risipi toate îndoielele, au confiscat valiza și s-au uitat înăuntru. Acum, contrabandistul a fost acuzat în transport ilegal de bancnote străine. Țigări ascunse. După statistică, în lume se numără aproximativ 1 miliard de fumători și în fiecare an numărul lor crește. Contrabandiștii se folosesc de acest lucru și câștigă bani buni din obiceiurile proaste ale altor oameni. Țigările sunt transportate peste graniță mai des decât orice alt bun. Nu e de mirare că infractorii recurg la o varietate mare de trucuri pentru a-și livra marfa. Unul dintre așa ascunzișuri a fost găsit de grănicerii ucraineni când verificau rolele de hârtie care trebuiau să fie transportate în Uniunea Europeană. În ele au lăsat loc liber pentru a fi umplute cu țigări. Angajații au găsit peste 200.000 de pachete, în valoare de 217.000 de dolari. Infractorii cumpără țigările cu impozite scăzute și le vând în țările cu politică mai riguroasă privind tutunul.
Această contrabandă a fost găsită de Serviciul Australian de Frontieră. Proprietarul Murphy a încercat să ascundă țigările în interiorul plăcilor ceramice, dar nimic nu se va ascunde de mirosul câinelui de căutare. Iar aici, infractorii au decis să joace serios și au transformat întreaga podea a camionului într-un safe secret. Vameșii din Singapore au observat imediat extra kilogramele în greutatea mașinii și au găsit foarte repede tutunul ilegal. În general, contrabandiștii preferă să transporte mărfurile în cantități mari, dar există și excepții, cum ar fi, de exemplu, această minge de fotbal. Și aici avem încă o descoperire australiană, țigările în interiorul acestui tambur. Și premiul mare pentru proiectantul anului este închisarea. Iar această femeie a decis să nu inventeze bicicleta și a ascuns cutiile de țigări în hainele sale. Dar grănicerii nemiloși nu au apreciat un astfel de bagaj și au impus femeia să pună toată contrabanda pe masă. Dacă fiecare contrabandist ar fi în stare să transporte atâta marfă pe el, nu ar trebui să inventeze ascunzișuri complexe. Să călătorești cu animalele de companie este un adevărat test și ideea nu constă în proprietar care trebuie să aibă grijă de animal. Cel mai greu îi va fi animalului când vorba merge de zboruri internaționale, dar în fața banilor mari, contrabandiștii nu se vor opri nici într-un caz, nici măcar sub amenințarea dispariției speciilor rare. Despre acest lucru știu foarte bine și la vama din Australia, care în mod regulat suprimă comerțul ilegal de animale. Observând ceva fierbinte pe aparatele termice, au deschis pachetul pentru jucărie și au găsit înăuntru o adevărată șopârlă înfășurată într-un prosop. Examinând toate bagajele proprietarului, grănicerii au găsit multe alte reptile rare care erau pe punctul de moarte după zbor. Sărmalele animale erau tot drumul în întuneric și rece, dar infractorii nu își făceau griji de starea lor. În unul dintre ascunzișuri, grănicerii au găsit o șopârlă care este pe cale de dispariție. Cu toate acestea, contrabandiștii pot transporta nu numai reptile silențioase, dar și păsări. În Jamaica, autoritățile au arestat un bărbat care transporta în bagajul de mână 34 de cinteze. În Statele Unite, aceste păsări sunt utilizate în concursuri de cântece și pot fi vândute cu $3,000 pentru o pasăre. Contrabandistul le-a înfășurat într-o cârpă transparentă, dar totuși păsările au continuat să ciripească și ceilalți pasageri au atras atenția paznicilor asupra bagajului. Bărbatul a fost acuzat în contrabandă cu animale și a fost amendat sever. Drepturi de pasăre. Uneori, pentru livrarea mărfii ilegale, se folosesc animale sau păsări. Vameșii din Cuvette au prins un porumbel la graniță care transporta substanțe interzise. Era într-o pungă care era lipită de spatele păsării. Potrivit autorităților, nu era prima dată când bandiții acționau într-un mod similar. Pentru prima dată au reușit însă să prindă un curier cu pene. Se dovedește că porumbeii sunt destul de des folosiți pentru livrarea substanțelor interzise. Pentru infractori este comod. Nu e posibil să determini cine a trimis pasărea și unde zboară, chiar dacă va fi prinsă. Sunt cazuri când păsările nu puteau să decoleze din cauza greutății mari. Poliția în mod regulat observă păsări suspecte la granița Columbiei sau a Statelor Unite, dar nu pot face nimic cu ele. Posibil cu dezvoltarea dronelor fără pilot, grănicerii se vor învăța să intercepteze porumbeii fără a le afecta sănătatea. Trucuri de închisoare. Ultimul complot al colecției noastre nu este tocmai despre contrabandă, dar pur și simplu nu putem să nu vă povestim despre el. Probabil închisoarea bate toate recordurile în lista lucrurilor care nu pot fi transportate dincolo de granițele sale. De a livra ceva locuitorilor de acolo este în sine un lucru dificil, dar să aduci înăuntru un obiect ilegal este aproape imposibil. Scrisorile și coletele sunt controlate de la fiecare literă până la fiecare cuvânt de persoanele special instruite. Cu toate acestea, gardienii închisorii în mod regulat găsesc lucruri interzise în celule. După regulă, agenții de serviciu sunt obligați să adulmece borcanele de săpun pentru a fi siguri că în ele nu este alcool. Nimic nu scapă de ochii acestor oameni. Controlează chiar și restul de reviste trimise cu scrisori. În una dintre așa bucăți, gardienii au găsit un obiect interzis, deși este puțin probabil ca o persoană obișnuită să observe așa ceva. Chiar și porumbeii despre care am vorbit mai devreme pot contribui la livrarea bunurilor ilegale la închisoare. Dacă deținuții au atât de multe opțiuni pentru a primi un obiect interzis, atunci este timpul ca supraveghetorii să schimbe ceva în sistemul de securitate.